Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citesc din Evanghelia de astăzi, dar aș vrea să citesc a doua parte a Evangheliei. A fost citită din Evanghelia de la Matei, din capitolul 8, și vreau de la versetul 10 până la versetul 13. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după El: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar eu vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la pus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Preacucernice părinte, iubiți frați, iubite surori, putem spune din toată inima că și astăzi și până astăzi am fost binecuvântați de Dumnezeu. Mă bucur nespus de mult ca la această sărbătoare a dumneavoastră să fiu aici prezent în biserica dumneavoastră și nu numai atât, să putem vorbi din cuvântul lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. N-aș vrea să mă lungesc pentru că timpul ne presează, poate vă este cald, v-ați obosit, dar aș vrea să ne uităm un pic mai atenți la această Evanghelie. Foarte frumoasă! De multe ori am auzit predicându-se din această Evanghelie, dar aproape toți cei care au predicat, preoți, predicatori din această Evanghelie, i-am văzut axându-se, dacă vreți, spre prima parte a Evangheliei, pentru că e foarte frumoasă. Vine un om care nu avea treabă el multă cu templu, care nu avea treabă cu preoții din vremea aceea, dar care avea o credință extraordinar de puternică. Și Iisus ieșea din Capernaum și vine omul acesta și se aruncă înaintea Domnului Iisus și spune: Doamne, eu am o problemă. Care e problema ta? Doamne, eu am un slug acasă și bolnav, e pe moarte. Și vine apucă, dragii mei, să spună: Doamne, te rog, vino, vindecă, fă ceva. Domnul Iisus, dacă veți citi Evanghelia, n-am citit la început, spune: dacă stau așa lucrurile, eu fiu să-l vindec. Și de aici, dacă vreți, e frumusețea primei părți. Omul acesta, când aude cuvintele Domnului Iisus, că vin să-l vindec, vin în casa ta, spune: stop, Doamne, e o problemă. Care e problema? Doamne, raportându-mă, uitându-mă la mine, la micinea mea, Doamne, era un sutaș, un om de vază, dacă vreți, în armata romană. Doamne, mă uit la mine și mă uit la tine și vreau să vă spun, îl vede așa de mare pe Mântuitorul. Dacă vreți, îl vede comandantul oștirilor cerului sau a universului. Spune: Doamne, nu poți să intri în casa mea, ești prea mare. Spune numai un cuvânt și sluga mea se va vindeca. Doamne, eu știu, cred asta, că Tu poți porunci. Și Domnul Iisus îl privește cu drag și e slavă cuvintele care le-am citit eu. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar înainte de a-i da drumul omului, Domnul Iisus mai spune câteva cuvinte. Și de astea vreau să vorbesc. Și mesajul meu l-am intitulat așa: afară sau înăuntru? Vreau să vă spun că nouă ortodoxilor, nouă ostașilor, ne-ar plăcea calea de mijloc. Dacă Domnul ar face, dacă vreți, o semi-împărăție pentru noi. Doamne, nu ne încadrăm cu sfinții. Doamne, nu putem să intrăm ca aleșii Tăi, Doamne, că noi suntem păcători. Dar nu suntem nici chiar păcători, Doamne, să ne arunci în iad. Vreau să vă spun că lucrurile nu stau așa. Ori ești afară și vom vedea că Evanghelia de asta ne vorbește, ori ești înăuntru. Domnul Iisus, înainte de a da verdictul omului acestuia, spune: adevărat vă spun că vor veni mulți, și le vorbește evreilor atunci, și nu le place cuvântul acesta. Și să vedeți că nu o să ne placă nici nouă. Vor veni mulți de la răsărit și de la pus. Și știți ce le spune Domnul Iisus?
vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu cu părinții voștri, cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, cei cu care vă lăudați voi. Și nu numai atât, fiii împărăției vor fi scoși afară. Extraordinar! Fraților, oare ce credeți, mai sunt autentice versetele acestea, cuvintele acestea? Cine credeau sau cine se credeau, dacă vreți, în vremea aceea, fiii împărăției? Dacă un evreu îi spuneai că unul dintre neamuri va intra în împărăția lui Dumnezeu, nu putea să te privească. Nici măcar pe samariteni, care mulți provedeau din neamul lor, pentru că s-au încustit cu neamurile, nu puteau să-i privească, nici de cum să-i spui că va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și vine Domnul Iisus și spune, voi, cei care vă numiți, cei care vă considerați fiii împărăției, într-o zi veți fi scoși afară și în locul vostru vor veni neamurile. Extraordinar! Dragii mei, acum vreau să ne întoarcem la noi. Dacă Domnul Iisus Hristos ar spune aceste cuvinte astăzi, în biserica din Sânt Pietru, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cei care sunteți aici, care se consideră fiii împărăției lui Dumnezeu? Care sunt astăzi fiii împărăției? Care se consideră fiii împărăției? Dragii mei, dacă i-ai spune la un ostaș al Domnului care are legământ, tu, ostaș al Domnului, cu legământ de 40 de ani, într-o zi vei putea fi scos afară din împărăția lui Dumnezeu. Poate ar fi stare să sară sus, să spună, eu? Dar și tatăl a fost ostaș. Și bunicul, și bunica. Dacă ai spune la un frate de-a nostru ortodox, bă, frate ortodox, tu într-o zi vei fi scos afară din împărăție și va veni altul și îți va lua locul. Poate ar fi în stare să facă mai rău. Dragii mei, mulți dintre noi ne considerăm, dacă vreți, fii împărăției lui Dumnezeu. Astăzi am fost la Sfânta Liturghie dimineață și poate aici la Sfânt Pietru nu e așa, poate e mai bine. Suntem cam 700 de ortodoși în Buciu. Și din 700 de ortodoși care au fost botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, au fost cam 120, cam 150 la biserică. Vreau să vă spun că suntem cam 220 de ostași la Buciu, cu copii cu tot. Dar vreau să știți că adunarea nu o frecventăm decât cam 90-100 duminica și cam 25-30 în cursul săptămânii. Dar dacă stai de vorbă cu cei 700 de ortodoxi de la noi din Buciu și îi întrebi pe fiecare pe rând, tu ești fiul împărăției? Tu vrei să ajungi în împărăție? Cu siguranță îți va spune da. Dacă îi întreba pe cei 200 de ostași, mă, tu ești fiul împărăției? Va spune, da, domnule, ești fiul împărăției. Dar vreau să fiți atenți, dragii mei, va fi așa de greu, va fi așa de dureros ca în ziua aceea Mântuitorul Iisus să spună, pe tine, Dan Pavel din Buciu, nu te-am cunoscut niciodată. Tu te-ai considerat fiul împărăției, tu te-ai considerat ostaș, te-ai considerat ortodox, drept credincios, dar tu niciodată nu ai slujit cu adevărat. Ce voi spune atunci? Și am în ziua aceasta, în câteva minute, două gânduri. Ce să fac să nu fiu scos afară din împărăție? Dragii mei, oamenii cred că atunci vor mai putea fenta, vor mai putea jongla. Vreau să vă spun, când verdictul final va fi dat afară sau înăuntru, va fi pentru veșnicie. Vreau să știți că noi privim dureroasă despărțirea de părinți, de aici, de frați, de unii care pleacă în veșnicie. Și e dureroasă că se rupe o parte din noi. Dar vreau să vă spun că cea mai mare durere va fi când vom fi despărțiți unii de alții pentru veșnicie, pentru eternitate. Și că într-o zi Domnul să nu-mi spună mie, să nu spună dumitale afară pentru că nu te cunosc, să spună intră în împărăție. Ce ar trebui să fac? Și am câteva lucruri simple. Frate, dacă ești ostaș în oastea Domnului, vreau să spun în ziua aceasta răspicat, dacă vrei să fii primit în împărăție, trăiește-ți legământul. Vreau să vă spun că mulți dintre noi, ostașii Domnului, ne-am călcat legământul. Eu înțeleg atunci când un om pune legământ cu Dumnezeu, că se leagă să-L slujească pe Dumnezeu în fiecare zi. Fraților,
Vă chem din nou să pornim, așa cum spunea fratele Paul, în fiecare zi pe urmele Mântuitorului. Dacă ești în oastea Domnului, nu știu câți ani ai pe calea Domnului și nu e important asta. Vreau să te uiți în viața ta și vreau să mă uit în viața mea și spun astăzi, trăiește-ți legământul, trăiește autentic credinciosul lui Dumnezeu și într-o zi poarta împărăției se va deschide pentru tine. Dacă ești ortodox, vreau să spun că de multe ori frații noștri ortodoxi spun, noi, eu n-am așa mare responsabilitate. Vreau să spun primul lucru, atunci când ai fost încreștinat, atunci când ai fost adus în biserică, știți care a fost? Botezul. După botez, știți ce s-a întâmplat? Mirungerea. Știți ce se întâmplă la mirungere? Fiecare cel care a adus în biserică, sau dacă nu e în biserică, unde este botezat? Este miluit și spune, mintea lui să cugete la legea Domnului, mâinile lui să lucreze în via Domnului, picioarele lui să umble pe calea Domnului. Părinte, nu știu, nu cunosc oamenii de aici. Dacă umblă așa, ferice de dumneavoastră. Dacă nu, e vremea să ne întoarcem la Dumnezeu. E vremea să ne întoarcem cu privirea, cu viața. Și spun, dacă ești ortodox aici, trăiește-ți credința. Vreau să spun că dacă ești ortodox, nu înseamnă că ai voie să înjuri. Dacă ești ortodox, nu înseamnă că ai voie să furi. Dacă ești ortodox, nu înseamnă că ai voie să faci orice. Tu ai fost pus să umbli pe calea Domnului. Trăiește-ți credința. În al treilea rând, ca să poți ajunge în împărăție, trăiește prin credință. Și poate de multe ori îmi vei spune, sau mulți îmi vei spune, frate, e greu acum. E greu acum, așa e vremea. Și vreau să vă spun că nu e ușor. Este adevărat. Și poate vei spune, nu se poate. Vreau să spun că se poate. Într-o vreme grea, poporul se înstrăinase de Dumnezeu, Ahab era împărat peste Israel și spune cuvântul Domnului, mai mult decât ceilalți împărați care au fost înaintea lui, face un rău atât de mare că își ia o nevastă străină și îl ia cu totul dinspre Dumnezeu. Este acolo un proroc care poate e cel mai mare proroc, omul lui Dumnezeu Ilie. Știți ce spune la un moment dat? Doamne, numai eu singur am rămas. Dar m-am uitat astăzi în Scriptură și Ilie face ceva. Știți ce face? Era o văduvă în Sareta Sidonului. Acolo locuia, pentru că s-o terminat apa din râu, știți, din pârâul acela de unde bea apă, o termina și corbii de adus hrana și acum îl hrănea văduva aceea. Dar acolo, în Sareta Sidonului, nu putea ajunge să se închine lui Dumnezeu în templu sau într-o sinagogă. Dar acolo, în Sareta Sidonului, el își face o daie de sus, unde în fiecare zi, nu știu, dragii mei, cât se rugau lui Dumnezeu în Israel. Poate cei 7.000 de care vorbește Dumnezeu nu s-au închinat și au avut ei credință în inima lor puternică. Dar nu știu câți dintre ei s-au rugat lui Dumnezeu. În vremea aceea când Ilie se vedea singur, se vedea părăsit, ține, dacă vreți, legătura între el și Dumnezeu, între popor și Dumnezeu. Și Dumnezeu ia aminte la rugăciunile lui Ilie. V-aș putea da multe exemple. Vă dau surorilor un exemplu. Estera. Vreau să știți că ajunge într-o împrejurare deosebită. Și nu a fost o împrejurare tristă, că era împărăteasă. Dar poporul ei era amenințat. Poporul ei era dat sortit morții. Știți ce face femeia aceasta? Se pleacă înaintea lui Dumnezeu. Mardoheu, care era uncul ei, vorbește prin om cu ea și îi spune într-o zi lui Mardoheu, mergeți și înțelegeți-vă cu toți evrei din Susa și apucați-vă de postit, că eu voi mânca la palatul împăratului. Așa a făcut. Nu a făcut așa, fraților, a spus, voi posti și eu împreună cu voi. O zi, 3 zile, spuneți lui Mardoheu, împreună cu slujnicele mele voi posti, să postiți și voi, poate Dumnezeu va avea milă. Vreau să vă întreb, credeți în 2017 că Dumnezeu mai are milă? Că mai poate binecuvânta? Credeți? Slăvit să fie numele Lui. Și mă apropiu de încheiere. Ca să poți intra într-o zi pe porțile împărăției, dragul meu frate ostaș, dragul meu frate ortodox, fii o binecuvântare astăzi pentru cel de lângă tine.
Vreau să vă spun că ne-am răcit așa de tare noi românii. Acum vorbesc de noi, de români. Gata că suntem ca neamții de reci. Nu ne mai privim cu dragoste unul la celălalt. Vecinii între noi, cei care suntem de aceeași confesiune, sau poate chiar pe ceva, îi privim cu dispreț sau peste umăr. Trăiești în anul 2017, propuneți din după masa aceasta să fie o binecuvântare, ca păstor, ca frate, ca soră, unde ești, la serviciul tău. Vreau să fie o binecuvântare. M-am uitat la Sfântul Pavel și în multe împrejurări, în multe obstacole, în orice circunstanță a vieții lui, dragii mei, și în temniță, a vorbit fratele Ovidiu de vorbele din temniță care le trimite lui Filion. Vreau să vă spun că după 3 zile și 3 nopți ajunge din fundul mării cu o corabie împrăștiată undeva pe o insulă. Și erau 200 și ceva de suflete acolo. Știți? El care era legat, el care știa că ajunge la Roma și la Roma va fi omorât. Știți ce face? Se scoală înaintea lor și spune: fiți fără teamă, îmbărbătați-vă inimile, luați ceva și mâncați, pentru că sunt aici și Dumnezeu mi-a vorbit și nu se va întâmpla nimic cu viața noastră. Se va împrăștia corabia, vom pierde totul, dar niciun suflet nu va pieri. Fiți cu curaj, fiți cu putere, îmbărbătați-vă. Dragii mei, luptele vor fi tot mai grele, dar vreau să spun ceva după masa aceasta. Tu poți fi o binecuvântare pentru cel de lângă tine, pentru vecinul tău, pentru sora ta, pentru prietenul tău care trece prin necazuri, prin suferință, prin încercare. Fii o binecuvântare, ridică-l, spune: frate, soră, putem să mergem înainte, Dumnezeu este de partea noastră. În felul acesta, într-o zi, ușa împărăției va fi deschisă pentru noi. Domnul să ne dea putere să trăim legământul, să ne trăim credința, să trăim ca adevărați copii al lui Dumnezeu. Pentru că eu aș vrea într-o zi, nu numai cei care suntem aici, ci toți pe care i-am cunoscut la poala crucii Domnului Iisus, să putem fi în împărăția Domnului. Amin. Amin. Slavă Tatălui.